Astăzi, 31 mai, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii efectuează 26 de percheziții la cabinetele unor medici cercetați pentru fapte de corupție și ridică înscrisuri și probe de la 31 de unități sanitare din 16 județe. La data de 31 mai, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii efectuează 26 de percheziții la cabinetele unor medici cercetați pentru luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale. Perchezițiile sunt efectuate la mai multe unități sanitare din București, din județele Arad, Cluj, Constanța și Dolj, unde își desfășoară activitatea cei în cauză, precum și la sediile și punctele de lucru a 5 societăți comerciale cu profil medical care reprezintă interesele sponsorilor. De asemenea, sunt ridicate înscrisuri și probe de la 31 de unități sanitare aflate pe raza județelor Argeș, Botoșan, Buzău, Brașov, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Suceava, Sibiu, Timiș și Vrancea. Din cercetări a reieșit că mai mulți angajați din sistemul sanitar ar fi derulat studii clinice cu încălcarea prevederilor legale, fapte cu potențial generator de riscuri în ceea ce privește autorizarea intrării pe piața unor medicamente ce afectează negativ starea de sănătate a populației, medicamente folosite în special pentru tratarea unor boli mentale. Astfel, medicii incluși în derularea de studii clinice ar fi falsificat întreaga documentație de evaluare a pacienților subiect fie prin falsificarea consimțământului de participare la studiu acordat de către pacient sau de către aparținătorii acestuia, fie prin consemnarea în fișele de evaluare sau foile de observații a unor aspecte false referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia. Medicii ar fi inclus în studiu persoane care nu sufereau de afecțiunea pentru care era testat medicamentul experimental sau nu ar fi administrat medicamentul pacientului în realitate. Ulterior, medicii ar fi prezentat către sponsorul comanda studiul, respectiv societățile percheziționate, documentele necesare avizării și aprobării punerii pe piața respectivelor medicamente ce au făcut obiectul studiului clinic. Verificările financiar-fiscale sunt asigurate de către specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.